O zi bună. Ne întâlnim, cum am spus, la saloanele naționale de inventică, cu atmosfera, și începem cu orașul Bacău. E un oraș pentru de suflet al meu. M-am mai spus și între altele filme. Bacău, tot așa, din 2 în 2 ani, organizează, Camera de Comerț și Industrie organizează salon de inventică, de cercetare, de dezvoltare, foarte bine organizați, foarte bine pregătiți, niște gazde de la superlativ în sus. M-am dus și acolo câțiva ani buni, am fost cu plăcere, a rămas odată cu o impresie nu bună, ci extraordinară de bună. Un inventator de-al nostru, mi-a aranjat să am un loc la Casa Armatei, era un hotel al Armatei, preț foarte bun, condiții excelente de bune. Deci era o cameră cu două paturi, cu televizor, cu frigider, cu baie, frumos, elegant, civilizat de tot. Și la un preț mic. Acolo, colegul meu mi-a spus să merg fără probleme, am mers. Și într-unul din ani, că a fost mai mulți ani, un recepționer cam la prima zi când am venit m-a întrebat să era legitimația de militar sau de rezervist sau ce era acolo, că numai ăștia aveau, era Casa Armatei, normal. Eu nu puteam să mint că sunt militar, că asta e identitate falsă, nu? I-am spus adevărul. Ce și cum. Omul foarte contrariat. N-am avut timp că să mai anunț colegul. Ce și cum. În sfârșit m-am înțeles cu recepționarul. I-am dat ceva și lui acolo. Simbolic. Și m-a lăsat. De-aia mi-a spus că eu sunt ordine. Într-una din peripețiile noastre eram deci tot acolo la Casa Armatei, la parter aveau ei o cantină, dar nu era funcțională, cam sporadic mergea, dar se făceau pomeni pentru militarii decedați ai lor, rezerviști activi, eu știu. Deci care, ce o pomeni, parastase acolo, ce făceau ei. Și o idee trăznită, un fel mai mult o glumă, că nu era problemă. Deci era sâmbătă seara, parcă. Sâmbătă după amiaza. Atunci trebuia să plecăm și noi, să terminase salonul de inventică. Și o idee de-a mea era, venise un inventator cu mașina lui să mă ia, mă era încă cu doi colegi de medie din Iași, Ieșeni, și zic, măi, oameni buni, înainte de a merge pe drum, la prânz mâncasem, dar era 4-5 după amiază, zic, hai că am eu o idee, care? Păi zic, uite, face parastasul la un militar, m-am văzut și m-am uitat pe geam, am văzut poza și merge. Băi, nu se poate. Da, zic, nu mergem printre primii, că nu se poate, dar printre ultimii.
Asta a fost un joc, un amuzament, o treabă, dar da. Oameni buni, am dus pe la urmă, da. Ne-au așezat oameni la masă, tot. Dumnezeu să o odihnească. M-am uitat și am văzut că e bărbat, are poze, avea acolo. Așa. Am mâncat, ne-au omenit oamenii, ne mai întrebau ei, Dumnezeu să a fost om bun, da? Cum se spune acolo. Și apoi unul dintre deci, am plecat bun. Dar unul dintre colegi de acolo, băi, Dumnezeu, bine, mă, dar zice, dacă oamenii ăștia până la urmă dovedeau că noi n-aveam ce să butăm pe acolo sau când, băi, una, la pomană o să-i invit. Dacă dai pomană. Doi, să dai de pomană. La ce? La om care e foame, care e sete. Și zic că nu e un, era ortodox. Eu nu cred că un ortodox de la parastas te ia de gură și te dă afară. Ce înseamnă pom? Dai la, nu la rude. Dai la oameni care au nevoie. De exemplu, noi, era foame, ne-au ospătat, am zis Dumnezeu să ierte, am plecat și asta e. Și pe urmă, al doilea, tot nu ne luă la bătaie. Nu? Spuneam că am greșit. Nu? Dar noi am greșit cu bună intenție. Pe urmă, am luat-o ca pe o glumă, dar și să spună slavă la oamenii care au organizat acolo la, și la familie, ne cere scuze, la, nu ne-a spus nimic și a fost gazde perfect, adică a fost totul ok, nu? Și la noi a fost bine primită pomana, nu? Că dai pomana, dacă îi dai la unul, nu? Că nici nu e sete, nici nu așa. Mai făceam, adică noi, dacă suntem, cum să spun eu, inventatori. Suntem inventivi și în viața de zi cu zi, și în școala vieții, și în toate. Inventăm. Inventăm, da? Pe loc, nu? Dar bineînțeles să faci niște treburi care să nu lezeze, nu? Alte părți, alte oameni, să nu jinește, nu? Da? Să faci, să faci niște, da, invenții de-astea, cum am spus, la limita bunului simț, să existe inteligență, să folosești creierul, hard-discul pentru așa ceva, nu? Și asta a fost cu, deci multe și multe șotii și șotioare am făcut. Cum erau organizate saloanele de la, Bacău? Oameni buni, la Central Plaț, piața centrală la ei acolo, la etajul 1, țineau camera de comerț și industrie, deci eram și noi inventatori, aveam, la etajul 1 ne puneau standardele noi, noastre, spațiu cât vrei, am mai spus și la alte în vloguri, dar spun și acum, spun că merită oamenii ăștia. Aveau security, puteai să spui banii pe, la standul tău, că nu s-a apropiat nimeni. Și camere de vedere și tot ce spui. Adică un salon de inventii care nu l-am văzut în multe țări. Și cam am fost la multe saloane. Nu am văzut așa ceva, o securitate mai bună la Bacău ca toate. Ca și un coleg de-al meu m-a invitat să mergem la masă. Nu a fost problemă, mi-am luat tot, mi-am strâns. Eu nu mi-am lăsat, nu lăsam geanta sau banii pe masă în stand pentru că nu era, nu e frumos, nu era necesar. Dar dacă nu aș, bun. Colegul zice, hai, mi-e tuși să mergi să mâncăm, mergem la restaurantul X și fac eu cinste. Bine, colegul, nu e nicio problemă. Faci tu azi, eu mâine. Deci nu, nu a fost tot. Și nu m-am uitat el și făcea și să... am mers pe jos 3-400 de metri, ne-am dus la restaurant și iar cu discuție, zice, eu zic, băi, fac eu cinste. El zice, nu. Dă eu de cul, bine, dar fă că n-ai borsete, n-ai nimic. Aoleu, omul lasă leșine. Băi, am uitat în standul meu borseta cu
bani, cu acte, cu tot. Ce mai, îngălbim tot, Mituș, haide să-mi dăm bani de taxi, hai să mergi și tu, hai, sau mă duc numai eu, să mă duc, uite ce fac, rămân fără acte, fără aia. Eu am zâmbit, el zice, bun, dar tu așa reacționezi la un năcaz. Păi zic, măi, stai cu minte că nu trebuie să mergi. S-a luminat la față, cum adică? El mi-a explicat, păi tu nu știi ce securitate au băcămanii? Nu, e că dacă găsești, bun, găsești, să uită pe cameră de video și ori pune un om de la paza lor să, așa, ori să uite mai atent acolo, sau stă unul și îți păzește standul. Ăștia sunt noi, firmă tare de tot. Nu prea, el zicea, măi, s-a luminat om, haide, am mâncat frumos. Când să ieșim, zice, băi, trebuie să eu nu mai răbdare, hai să luăm taxiul. Hai, domnule, nu e nicio problemă, dacă tu ești așa, noi luăm taxiul. Borseta era neatinsă, s-a uitat, a venit și m-a pupat omul și, măi, Dumite, ai avut dreptate, nu s-a atins cu niciun. Păi zice, dacă era în altele saloane, nu mai găsea nici urmă de borsetă, da, păi să am totul neatins aici. Am explicat, nu, ăștia, n-am mai văzut de mult așa ceva. Plus avea un, normal, un bufet ca lumea făcut de profesioniști acolo, în interiorul, la Central Plaț, Central Plaț, Piața Centrală, Piața Centrală, așa, foarte frumos, plăcut, impresionat. Pe urmă, Camera de Comerț și Industrie era un restaurant parc, oameni buni. La sfârșit, cina festivă, bune, era bufet suedez la toate. Și la mâncare și la băutură. Camera de Comerț și Industrie aveau bani, aveau sponsori. Și aveau niște oameni în organizare brici, cum s-ar spune. Totul nu, era ca la carte acolo, bufisul nu găseai. Și a fost atâția aia. Acolo, la, în parc, la restaurant, frumos, muzică elegantă, oameni eleganți, plăcuți. Frumos a fost. Erau petreceri adevărate. Și mai țineau, sau țineau la mijlocul salonului, sau la început făceau, când potăreau ei acolo. Dar de la petreceri nu lipsea niciodată, nu aveam cum, pentru că știam ce e acolo. Adică, frumos, plăcut. O singură, să spun așa, atmosferă nesănătoasă din partea unui inventator, atenție, nu de la noi. Deci, la un bufet suedez, eu aduceam pentru ieșeni, le aduceam ce vreau, mâncare, băutură, da, îi serveam pe colegii mei și încă unul prin, nu îi spun numele, nici orașul de unde e. Dar era de societatea noastră, să spun, da. Dar nu era de orașul nostru. Dom'le, le-am adus whisky la fiecare, 50 de grame, iar la ieșire a spus, oameni buni, vă opriți, nu mai beți stărie, nu vine și oară cu un pahar, două și gata, asta e băutura pe seara de azi. Da, clar, toți am, da, nu-i problemă. E, omul ăsta care spun, al nostru, dar din alt oraș, mi-a cerut prima dată, i-am adus whisky, 50 de grame. A zis că fac mișto de el. M-am mutat și eu, da, mai era mai în vârstă ca mine, cu vreo 10 ani, era și rușine să-i fac o observa și al doilea nu era așa de prieten cu mine să îi dau povață, că poate, mă rog, putea să vorbească neacademic cu mine sau să spună, domnule, mă lași în pace. L-am văzut că era pornit părere totuși. Se aduc 100 de grame. Ei, eu acum zic, băi, ți-am lăsat 650 de grame. N-ai de vorit. Mă duc și ți-am adus o sticlă și am pus-o în față. Oameni buni. L-am urbărit, a topit sticla aia. Atenție mare. Bun. După ce a topit, normal că a fost omul, i s-a rupt firmă, knockout. Un eșan, care cunoștea și
era cu omul ăsta de mai mulți ani, să știau de la saloane, să mai contrarie acolo și când șurufinul ăsta mai îmi spunea mie să îl dau afară, zic, dom'le, unu, nu-s bodyguard aici, doi, o leacă că e lumea asta selectă de aici, spun Bacău și ne vede și nu am nicio problemă. Dacă o rezolvăm noi. Și am avut noroc că mai era cu cineva care stătea la hotel cu el în cameră și ne zic, prieten, eu mă duc la un taxi, aici vine la restaurant, part la ușă, îl luăm amândoi de sub țioare de asta, îl punem în, la taxi, plătesc eu taxiul, te descurci să-l urci acolo? Uite, zice, da, domnule, era și la voinic, zice, da, las că mă descurc, că stăteau la etajul 1 la acolo, zice, mă descurc, nu-i problemă. Și gata, l-am ascuns pe acel om să nu-l vadă alții în situația respectivă. Deci că l-am pus în gardă, că aici, și când te duc la o petrești la o sindrofie, băutura e un drog, nu poți să o stăpânești. Că ziceai că mai merge un pahar, mai merge un pahar. E suficient să mai bei încă 50 de grame peste o anumită limită și s-a avut filmul. E drogă, ăsta e nenorocită băutura. Altă treabă, zici unul că e rezistent la băutură. E cea mai mare prostie. Rezistent la băutură, distruge creierul, deci organismul. O trebuie să bei, că nu-i concurs ăsta, nu-i bărbăție. Bărbăția se măsoară în forță, în altceva. Deci, dar saloanele, m-am spus, de la Bacău, erau, aveau totul din abundență. Standard. Când standurile noastre erau frumoase, elegant, făcute, aveam totul la dispoziție. O atmosferă, să spun, care mi-o amintesc cu drag, am filme, făceam filme, mergeam mereu cu aparat de filmat, este ceva care rămâne pentru mine. Adică Bacău este orașul de suflet al meu. Îmi place enorm de mult și m-am simțit extraordinar acolo. Deci numai clipe plăcute și plăcute. La Bacău odată, într-un an, domnule, nu știu ce am avut eu, am mâncat numai la McDonald's, mâncare de aia picantă, care pioare de pui, copane de pui, ce mâncam acolo. Cum să spun eu, nu mi-a fost rău, nu. Erau proaspete, treabă ok, dar erau prea picante și numai din asta și din... Deci mâncam și dimineața, și la prânz, și seara. Nu, seara mai luam câte ceva din cameră și mai mâncam. Sau mâncam la alt restaurant. Asta s-a întâmplat de și o săptămână. După o săptămână, când m-am dus acasă, i-am spus la soție, dom'le, carea de pui, să nu mai să... Da? Nu, ea mi-a explicat că numai de astea am mâncat și era să mănânc mereu din astea. Erau bune, gustoase, țineau de foame, nu a fost nicio problemă. Dar la Bacău, acolo, mai era încă un restaurant lângă central, lângă piața, lângă... în piața centrală, unde aveau salonul, camera de comerț, la 10 metri era un salon de să mâncă extra de bine și acceptare la prețuri, prețurile erau bune. Și zic, măi, ia că să nu mănânc, nu pot să mănânc piperat, numai piperat, numai prăjit, acolo la restaurant de lângă salon de inventică, era mâncare gătită, ciorbe, supe, fripturi și așa mai departe. Să mâncam mult mai elegant și mai... Dar anul ăla am mâncat numai așa și bine, n-am avut nimic la stomac, nu, a fost mâncare făcută, proaspătă, tot, treabă ok făcute, dar de exemplu la o anumită vârstă știți că prăjit, piperat, mai puțin așa, e mai problematic. Dar aveam și incintă, v-am zis, la Bacău era și puteai la bufet acolo și pentru micul dejun și pentru cină nu era problemă.
la prețuri destul de accesibile era. Bun, saloanele astea de la Bacău mi-au rămas în minte, mă chemau și din ăștia cu meșteșugări. Aveau ie, brâuri, produse de astea făcute de meșteșugari de toată țara. Aveai ce să... Adică mergeam acasă și cumpăram foarte multe lucruri de acolo. Da. Veneau cercetători din toată țara. Și făceam schimb de experiență. Eram cu, da? Noi eram cu invențiile, cu cercetare. Fiecare cu ce arătau acolo. Ei, alții comercianții aia meșteșugare veneau cu ce aveau, adică îi spuneau ce aveau. Frumos, elegant a fost. Iar Bacău este un orășel mic. Micuț nu prea pot spun, că e cam mare. Orășel mare, dar e liniștit, plăcut, curat, cochet, frumos, frumos, elegant, primitor. Oamenii de nota 10. Era o dorință supremă și de-a noastră să vină Camera de Industrie, de Comerț și Industrie din Iași să ne facă nouă saloanele de inventică. Era o utopie pentru noi, că nu s-a întâmplat nicio problemă din asta, n-am reușit să ne... Da? Pe când la Bacău făceau ei singuri și aveau un colectiv la Camera de Comerț și Industrie închegat, competenții. Nu, acolo era ceas electronic totul, nu se punea problema. Nu. Da, e deschiderea, ce frumoasă era la Bacău. Deschiderea salonului de eventuri, de cercetare și deschiderea târgurilor și aveau acolo meșteșugarea. Făceau toți, făceau împreună. Făceau clipe faine, frumoase, de neuitat. Nu. Nu să uită asta, așa ceva, nu. De-aia Bacău rămâne în sufletul meu și tinerilor să vă duceți, că Bacău face din 2 în 2 ani, face salonul de inventică, să vă duceți, că e frumos. De-aia grăbiți-vă, să vă faceți cât mai multe invenții, dar v-am spus, pentru voi, este suficient să prezint la un salon de inventică numai cu cele breveturile de invenții. Pentru că și noi am gândit așa la societate că la OSIM, dacă n-ai brevetul ca lumea, că ți-l iau și ți-l studiază, că acum sunt colectivi de oameni de somități, bine, pe diverse categorii sunt, eu cunosc o bună parte din ei, nu pe toți. Și dacă într-o cerere scriu unei aberații, automat o respinge. Și, deci când rămâne cererea, deci dacă cererea de brevet de invenție durează până iei brevetul vreo 3-4 ani. Și de-aia ne-am gândit noi că să dăm voie și la tineri. Deci el când are cererea de brevet, sigur, OSIM o acceptă, mai mult ca sigur, nu este, adică peste 90% iei brevetul. Și atunci noi dăm posibilitatea să vină și el pe piață, cum s-ar spune în ghilimele. Da? Să scoată și el un ban, de ce nu? Vine o societate, se interesează ideea lui, o pune în practică, câștigă și el și așa mai departe. Așa se face. Încetul cu încetul, se face oțetul. Dar trebuie să gândim progresiv. Dacă nu te gândești la tineret, păi tineretul e baza. Da? Ei o să vină, ei conduc acum societatea. Și trebuie să fii oameni pricepuți, oameni elita lor, să conceapă, să facă, să inventeze, să creeze, să socializeze. Nu? Că altfel ce facem? N-avem grijă de tineri. Nu-i bună treaba. O să ajungă și ei înțelepți. O să ajungă bătrâni. Și dacă nu au realizat mare lucru în tinerețe, în bătrânețe nici atât, și ce poate să... Cum pot ei, ce povețe poate să dea după, la tineri, ei, să nu fim bătrâni.
n-au ce povesti. Dar chiar dacă vorbesc, vorbesc degeaba, că n-au ce să vorbesc. De-aia noi trebuie să ne focusăm, să avem grijă de tineri, să-i formăm, că ei ne iau locul, că ăsta-i schimbul între generații. E normal să fie așa. Da. Deci, la Bacău, oricând să vă duceți la saloane, eu vă recomand și o zi bună, Doamne ajută!